Thank <music> you. dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cunoașterea Veții Motorul Transformării. Vă invit să dați like paginii de Facebook Cunoașterea Veții Motorul Transformării și să vă abonați canalului de YouTube Cunoașterea Veții Motorul Transformării. Am vorbit săptămânile trecute despre minte, despre meditație, de ce este bine să medităm, care sunt beneficiile meditației și stăteam și mă întrebam astăzi de ce facem toate aceste lucruri? Sau de, de ce facem? De ce ne dorim să evoluăm? De ce uh, ne dorim să fim mai sănătoși, să facem meditație, să evoluăm spiritual? Și răspunsul a fost unul singur, către a atinge, a ajunge la divinitate. Uh, iar astăzi o să ne raportăm la divinitate în, în această emisiune, sunt alături de doctorul Cătălin Luca. Uh, bună seara. Bună seara. Bine revenit! Astăzi este despre... De fapt, în fiecare zi este despre Dumnezeu, doar că uneori uh, suntem atenți la asta, cum spuneai și tu în emisiunile trecute de atenție, de focalizare, alteori nu suntem atenți la, la asta, dar, uh, de fapt, de ce facem tot ceea ce facem uh, și tot ceea ce există în jurul nostru că a ajunge, pentru a ajunge într-un singur punct și acela este Dumnezeu. Da, sunt multe cum zic forme prin care a fost exprimat de fapt acest demers unii pe frontispiciu nimic fără Dumnezeu nihil sine Dio este, face parte din misterul lui Dumnezeu de ce anume ne-a creat, ne-a trimis cum ar veni în lume, să ne perindăm în toate aceste existențe, pentru ca în final să ne întoarcem tot la el. Chiar aș vrea să menționez că nu este o emisiune cu tentă religioasă sau nici de cum. Când spunem Dumnezeu, sau univers, sau ne referim la acea sursă creatoare pe care, indiferent dacă crezi în Dumnezeu sau nu, simți că există ceva, o forță, ceva mai presus decât tine. Ceva clar te-a născut. Exact. ceva clar a născut -o și pe mama ta și... Evident. Ceva a fost la început când e, care au plecat toate cealaltă. Dacă în simțirea noastră, în conștiința noastră există acest concept, această realitate, de fapt, că nu este un concept al existenței lui Dumnezeu, a fost și este alegerea noastră. Dacă nu există acest concept al lui Dumnezeu, putem să-l definim oricum dorim noi. Eu personal. Ce este pentru tine Dumnezeu? Ce înseamnă? Pentru mine tot ceea ce există este Dumnezeu. Că de multe ori. Uh, vin, mă rog, fie citesc, fie vin anumite persoane și îmi spun: Uite că m-am îndepărtat de la ceea ce trebuia să fac, că am luat-o pe drumul greșit, că am greșit, că am suferit, că m-am îmbolnăvit de la asta. Și de fiecare dată le spun: uh, Este important ca atunci când conștientizezi, să începi din acel moment să faci lucrurile care sunt bune. Pentru că uh, chiar dacă mergi pe căi ocolite, cum, ca și cum am vrea să ajungem în vârful muntelui. Da, unii ce fac? O iau și înconjoară muntele și fac toate protocoale. Alții o iau pe o cale șerpuită. Alții merg pieptiși, că au puterea asta de a merge pieptiș. Alții iau elicopterul și se duc direct sus pe munte. Cu siguranță e ideea cu un este rost. că, Da, ideea e că la toți le zic același lucru. Dumnezeu este atât de mare încât nu poți să-L ocolești. Deci, indiferent ce ai face, oriunde ai vrea să te duci, într-un final tot acolo ajungi, doar că va fi mai târziu, în sensul că va dura mult mai mult timp, te vei peregna și vei suferi mai mult sau te vei bucura mai repede de reușita respectivă, dar într-un final tot acolo ajungi. Evident, există o excepție, ca să spunem așa, nu aș anumi, nu știu dacă e chiar o excepție, în momentul în care cu toții știm de teoria Bing Bang-ului în care a fost creația, da? deci dintr-un nucleu central s-a expansionat universul, creația, după care a, se va resorbi la un moment dat în nucleu central, în vidul universal cum se numește, în conștiința lui Dumnezeu, așa numitele zile a lui Brahma, se numesc la orientali, în care apare creația și apoi se resorbe în vidul transcendent. E, dacă în această perioadă care este foarte lungă, noi nu reușim să atingem totul, să-l cunoaștem pe Dumnezeu, nu reușim să ajungem pe vârful muntelui, pentru că fie ne urcăm, iar cădem, iar ne urcăm, iar mai mergem, iar și nu reușim să atingem vârful, atunci, într-adevăr, ființa noastră se resoarbe în mod total și se dizolvă cu totul. Dar asta este deja ceva mult prea mult. Tot ceea ce noi suntem, tot ceea ce există, tot ceea ce ne putem imagina este Dumnezeu. Știi, pentru mine Dumnezeu este o stare de încredere absolută, de iubire absolută, dar este o stare pe care o simt. Dar am avut momente când nu m-am simțit-o și simțeam că totul e pierdut în jurul meu și probabil că sunt printre noi telespectatori care poate simt asta chiar în acest moment. Poate nu înțelegem de ce se petrec anumite evenimente în viața noastră și tot așa. Cum facem să ne reconectăm la, la acea stare, la, la acea credință că ceva este mai presus decât noi la încrederea în acel ceva? Uh, trebuie să dorim asta, în primul rând. Deci nu, e, nu se poate cu deasila, ca să spunem așa, să ducem la cineva care vedem că și-a pierdut încrederea în Dumnezeu și să-i zicem, hai, din nou, trebuie să crezi. Nu. Acest lucru se face dacă își dorește și vrea asta. Uh, de obicei, sau, din păcate, de multe ori, când uităm de Dumnezeu, există niște mecanisme pe care el le-a creat în acest univers în care ne aduce aminte. Una din modalitățile de a ne aduce aminte că există și că am luat-o pe lângă și nu ne mai îndreptăm spre Dumnezeu este boala. Starea de boală, de fapt, în o anumită perspectivă, cam asta ne aduce ca mesaj. Vezi că ai luat-o pe arătură, nu ești pe drumul care L-ai stabilit atunci când ai venit în această viață și nu faci ceea ce trebuie, și atunci trebuie să fii recorectat. E, corecția de obicei începe prin a ne atrage atenția diverse elemente din jurul nostru. Dacă nu dăm importanță sau nu suntem atenți sau nu ne pasă, atunci vin elementele mai grave sau mai dure sau mai puternice. Și, evident, că boala, în funcție de gravitatea ei, ne atrage atenția într-o anumită privință, mai mare sau mai mică. Că deja nu suntem pe drumul care trebuie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, vă spuneam în celelalte emisiuni, celulele noastre sunt, într-o foarte mare măsură, influențate de mediul nostru. Mediul nostru însemnând modul în care noi reacționăm, modul în care noi percepem ceea ce se petrece în jurul nostru și dăm o directivă, o, re o, o reacție, ca să spunem, care se va impregna și se va repercuta evident asupra corpului nostru fizic. Dacă noi facem ceea ce trebuie și mergem în direcția care trebuie și ne ducem cu elan către Dumnezeu, atunci evident că starea noastră va fi din ce în ce mai bună, mai înfloritoare și mai strălucitoare. Dacă o luăm pe lângă și nu facem ce trebuie, evident că toate acele repercursiuni, energii care le vom genera prin ceea ce noi facem, se va se vor reflecta asupra noastră și evident că celulele reacționează și începe boala, cum vă spuneam. Dacă noi în loc atunci când cineva ne face un, mă rog, că atât a știut el, ne face ceva care dintr-o anumită perspectivă nu este bun, și noi reacționăm cu mânie, această reacție arată că noi nu suntem pe drumul care trebuie și nu facem ceea ce trebuie. Și atunci evident că se concretizează într o boală. Dacă noi vedem că celălalt ne face ceva rău și avem o atitudine bună și îl iertăm, cum să, ca să spunem așa, că vorbeam în emisiunea trecută despre iertare, atunci facem ceva care este bun. Evident, a ierta nu înseamnă să-i accepti lucrul rău pe care l-ai făcut și să îl iert și să-l întoci, poate, și să-l lași în răul pe care l-a făcut. Nu. Să ai o atitudine solară, să-l ajuți să, să îndrepte lucrul respectiv, să-i arăți că a greșit. Dacă îți cere ajutorul, ajută-l ca să îndrepte lucrul respectiv, dar fără să ai un resentiment în acea direcție. Și atunci, evident, că organismul nostru va reacționa într-un anumit mod. Deci, inclusiv structura noastră fizică ne arată în fiecare moment dacă suntem pe drumul care trebuie sau nu. Vrea Dumnezeu să ne pedepsească? Niciodată. Nu are de ce. Gândiți-vă. Atunci, de ce? Ne e frică uneori, vorbesc acum în masă de, de Dumnezeu. Sunt situații în care, știi, există frica aceea de Dumnezeu. Da, există în cărțile Sfinților Părinți această expresie, frica de Dumnezeu. Ea este privită din două perspective. Este o frică simbolică de Dumnezeu, care înseamnă, de fapt, o stare de smerenie, cum o folosesc Sfinții Părinți. O stare de smerenie, o stare de uh, uh, a-i recunoaște măreția lui Dumnezeu. Care nu are nici de cum legătură care cu frica. Care nu are nimic v-am spus, este într-un mod figurat, simbolic. Și nu are nimic de a face cu frica uh, prostească și frica organică, ca să spunem așa, care ne înscrie într-un cu totul alt program biologic. Că de aici, de fapt, apar foarte multe boli, datorită fricilor frica de a nu pierde ceva, frica de a nu um, ne se lua ceva, frica de a nu... Ce și așa mai departe, care, de fapt, în momentul în care ne este frică de ceva, organismul nostru intră pe modulul de frică, în care se secretă inclusiv la nivelul creierului, deci hipotalamusul, talamusul, hipotalamusul, va determina o reacție la nivelul suprarenalor, care vor secreta cortizolul, care este hormonul de frică, ce ne blochează, de exemplu, sistemul nostru imunitar, și treptat, treptat, pe măsură ce noi stăm în această frică, de fapt, ne blochează sistemul imunitar și treptat, treptat, noi suntem cu imunitatea din ce în ce mai jos și ne îmbolnăvim din ce în ce mai rapid și din ce în ce mai grav. Dacă vrem cu adevărat să fim sănătoși, atunci trebuie să scoatem această reacție a fricii din organismul nostru. Pentru că frica, de fapt, este cea care ne îmbolnăvește, pentru că ne blochează. Capacitatea organismului de a fi sănătos. Chiar sunt foarte multe studii care arată în momentul în care noi suntem, de exemplu, iubim, ne exprimăm starea de iubire, primim starea de iubire, în momentul respectiv se secretă oxitocină, dopamină, hormonul de creștere, organismul nostru înflorește când suntem îndrăgostiți cum suntem, radiem, înflorim, sănătatea noastră este extraordinară. De ce? Pentru că noi, de fapt, stimulăm atunci în ființa noastră exact aceste principii biologice care ne susțin viața. Și ce fac când vine cineva față de care simt starea de iubire? Cum? Ne ducem cu brațele deschise. Celulele noastre se duc către direcția respectivă pentru a absorbi starea de iubire. Pentru că noi în acel moment, de fapt, ce facem? Rezonăm cu natura ființei noastre cu atributul dumnezeiesc al iubirii dumnezeiești. Deci, de fapt, noi asta facem. În acele momente ne deschidem și rezonăm, aducem în ființa noastră iubirea. E ca atunci când spuneam în emisiunea trecută că vrem să facem meditație cu o iertare a lui Dumnezeu, să aducem în ființa noastră. Și ce facem? Ne străduim să să aducem prin meditație sau prin rugăciune. E, când iubim noi facem asta în mod spontan. Toate celulele noastre fac asta, absorb iubire în, în, în ființa lor, în celulele lor. În, în celule. Deci, cu alte cuvinte, noi, când e iubire, ne ducem către ele, creștem, înflorim, ne expansionăm. Dar când vine ursul, este ceva care este, de care noi avem frică, ce fac celule? Se resping. Chiar sunt studii care au arătat se, același tip de celule pus în două medii, în care, într-unul, picurăm ceva care este bun, hrănitor pentru celule, efectiv, se duc către... Uh, Mediul pe care îl punem, picăturile pe care le punem și care sunt hrănitoare, celulele migrează către ele. Când punem în partea cealaltă, același tip de celule, punem ceva care este otrăvitor, celulele se îndepărtează. Exact așa este și în viața de zi cu zi. Când noi ne deschidem și simțim starea de iubire către cineva, celulele se hrănesc din acest lucru. Pentru că vă spuneam în emisiunea trecută că nu există bariere între noi. Aceste câmpuri subtile, aceste uh, corpuri subtile ale ființei noastre se întrepătrund și fuzionează. Dacă eu simt că cineva vine către mine cu ură sau cu răutate, celulele mele toate o să fugă în partea cealaltă, și nu mai celulele, inclusiv corpurile subtile, fug la 10 km. Dar dacă eu simt iubire, atunci evident că mă voi deschide și invers. Dacă eu mă duc cu ură către cineva, cu resentimente, va fugi în mod clar persoana respectivă. Dacă mă duc cu iubire, va veni către mine. Gândiți-vă că Dumnezeu nu are starea de ură. Nu există așa ceva la el. El este o iubire continuă, infinită. Evident că, în momentul în care ne deschidem către el, toate celulele vor dori să meargă acolo, pentru că este sursa, este hrana cea mai pură și infinită și curată. De aceea, când noi facem greșeli și începem să ne deviem, de fapt, ce facem? Gândiți-vă la modul ăsta că e mai ușor. E ca și cum există o sursă, că mi-e mai ușor să explic așa. Există o sursă din care ne hrănim cu adevărat. Și ea vine pe o direcție dreaptă, ca să spunem așa, în care se vor hrăni structura cauzală, deci corpul nostru cauzal, corpul nostru supramental, corpul nostru mental, corpul nostru emoțional, corpul fizic. Când se păstrează această linie. Noi avem sănătate perfectă, dor de Dumnezeu, comuniune cu El, trăiri extraordinare. Suntem un om bun. Ce este supramentalul? L-ai pomenit mai devreme în această linie? Mă puțin. Spune mai de despre. În momentul în care noi nu facem lucrurile care trebuiesc, pentru că Dumnezeu ne-a dat liber arbitru. Da? Ne-a zis, nu, vrem, nu vreau să fiți roboți care să ascultați de mine în mod inconștient. Vreau să aveți puterea de ne a decide și ne-a dat liberul arbitru. Și noi avem liberul arbitru fie să-i facem voia, așa cum fac îngerii, fie să nu-i facem voia, așa cum a făcut Lucifer. Și atunci avem de ales. În fiecare moment, nu e o alegere cincinală, sau la 10 ani de zile trebuie să aleg. Este o alegere în fiecare moment. În momentul în care cineva vine și mă calcă pe bătături, este un moment de alegere, în care eu pot să aleg. Să aleg să fiu cu îngerii sau nu. Este alegerea mea. Am cu ce? Evident că aici, vă spuneam, depinde de programele biologice. Că aceste programe biologice care sunt în subconștient ne condiționează într-o mare măsură alegerea pe care noi o facem. Dar să zicem programul biologic mi-a zis să mă supăr. M-am supărat, dar devin conștient și pot să modific acest lucru. Sau devin conștient și să nu modific acest lucru. Și atunci noi facem această alegere. În momentul în care facem alegerea care trebuie, ne păstrăm în această, cum se zice, pe drumul drept, în care energia flux. Exact. Flow, cum se tot vorbește acum. Să vorbim în limba română. Da. Deci acest flux care ce înseamnă? Energia pe care eu o am, o aliniez prin propria alegere, voința pe care bunul Dumnezeu mi-a dat-o, o aliniez cu voința lui. Și atunci eu sunt hrănit permanent în această direcție bună. În momentul în care am ales cu energia mea să fiu pe lângă, să nu mai fiu în acel uh, bine Dumnezeesc să fiu pe lângă, să mă supăr, să mă enervez, să am resentimente, să urăsc pe nu știu care. Dar să... toate aceste emoții, nu tot Dumnezeu le-a creat? Dintr-o din pers perspectivă, da. Sau din chiar și dacă nu. vorbim despre îngeri și demon, nu, tot de Dumnezeu sunt create. Ba da. De ce? Este, face parte din misterul creației lui Dumnezeu. Era simplu să vine Dumnezeu, să ne facă pe toți îngeri, ceea ce de altfel a, a și făcut la început spiritele respective, și să zică toți rămâneți în grădina raiului. Nu există altă variantă. Și atunci nu aveai ce să alegi. Și atunci nu puteai să fii decât un singur lucru. Dar Dumnezeu, aici, repet, este, face parte din misterul Lui, atunci când o să ajungem pe vârful muntelui, ca să spunem așa, și o să-L cunoaștem cu adevărat, într-o anumită măsură o să ne se reveleze acest lucru. De ce? Într-o anumită măsură. De ce este acest periplu pe care îl facem? Și el a zis, puteți să vă dau ambele variante. Există și varianta asta, există și varianta asta. Puteți să alegeți. Alegeți varianta aceea, veți trece prin chinurile specifice, conform rezonanței infernului. Alegeți varianta aceasta, veți trece prin bucurile specifice raiului, ca să spunem așa. Ele există. Sunt niște alegeri. Raiul și iadul nu este ceva care există când pleci de pe lumea asta. Există chiar aici. Când duci o viață în care ești plin de bucurie, ajuți oamenii, ești expansiv. Raiul și iubită, pe pământ. Exact. Și noi putem să generăm aceasta. Chiar noi putem să generăm aceasta. Sau chiar și iadul pe pământ, atunci când Evident. trăiești în toate celelalte sentimente. Cealaltă, da. Și noi putem genera aceasta. Noi putem să generăm Raiul pe pământ prin decizii conștiente, făcute în direcția care trebuie când nu permitem subconștientului să ne preia viața și facem acest antrenament al meditației, care inițial este un antrenament, după care devine o mare bucurie acest, aceste meditații, noi de fapt facem o alegere. Alegem ca în viața noastră să aducem raiul ca stările pe care le avem, gândurile pe care le avem, natura sufletului să fie astfel. Pentru că este o alegere pe care noi o facem. Și vă spuneam și în celelalte emisiuni. Noi putem alege să avem uh, raiul corpului fizic, ca să spunem așa, starea de plină de sănătate a corpului fizic. Noi putem să alegem raiul trăirilor noastre emoționale, să avem emoții și trăiri foarte frumoase și intense. Noi putem să alegem raiul stărilor mentale, să avem doar gânduri și atitudini mentale foarte frumoase. Noi putem să alegem. Nu altcineva. Dumnezeu nu poate să aleagă în locul nostru. Poate, dar nu face, pentru că ne-a dat, este o lege universală, ne-a dat liberul arbitru. Și ne-a zis: aveți acest liber arbitru. Care sunt principalele legi după care funcționează Universul, Dumnezeu, creația? De care e necesar să ținem cont și pe care poate nici nu le cunoaștem, că și nu le învățăm uh, în mod repetat la școală sau în alte Ce medii. Cel mai ușor de raportat la ele este chiar sunt cele 10 legi ale decalogului, care sunt legile fundamentale. Prima este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu toată puterea ta. Al doilea, să-L iubești, să iubești pe aproapele tău ca fiind reprezentarea lui Dumnezeu. Și așa mai departe. În Orient se numesc Iama și Niamă sunt la fel. Legi care sunt similare cu alte denumiri, dar care ele sunt aproape la fel, pentru că sunt legile simple ale manifestării, legea cauzei și a efectului, este o lege. Legea principiului unic, legea sunt mai multe. Dar ideea e că nu trebuie să uh, căutăm legi pe nu știu unde, că de fapt legile țin de bunul simț. Când noi respectăm. Este o lege. Legea bunului simț. Când noi respectăm această lege, care este foarte. normală, firească, atunci multe de aici decurg. Să nu minci, să nu furi, să nu. să se cunosc acestea. Acestea sunt o parte din legea lui Dumnezeu. Iată că a venit alături de noi și uh, cel mic, apropo de pisici. Se spune că ele, acolo unde se așează, simt o energie și au această abilitate de a, de a curăța locul, de a curăța energia respectivă, iar ele apoi prin somnul eliberează. Ce știi despre. Da, așa aceasta? este. Chiar s-au studiat frecvențele pe care le emit pisicile atunci când torc, de exemplu. Și este o frecvență polarizantă. Noi, de exemplu, avem tendința să ne încărcăm electrostatic pozitiv în exces. Și atunci ele vin și compensează această, reechilibrează această încărcătură electrostatică. Și chiar studiam despre muscă. Musca face la fel. Întotdeauna m-am este... întrebat ce rol are musca da, pe acest pământ. Nimic nu a fost creat întâmplător de către Dumnezeu. Nu există întâmplare în acest univers. Absolut orice mică gânganie are un rol pe care bunul Dumnezeu îl știe și cei care studiază și înțeleg știu și ei. Deci musca chiar asta face. Prin bâzitul din aripi modifică încărcătura electrostatică din acel moment. Deci dacă te băzi o muscă cam enervant, să știi că ești încărcat electrostatic în mod excesiv pozitiv și vine și te echilibrează. Dar, este foarte interesant. Dar țânțarul, care este rolul lui? Căci cei cu sângele mai dulce Mereu se întreabă. <laughs> Fiecare uh, vietate de pe. nici măcar un fir de iarbă nu crește întâmplător undeva. Are un rol. Doar că pentru a înțelege acest rol, este necesar să trecem dincolo de uh, această structură mentală. Să trecem, mai întrebat, structura supramentală. Structura supramentală este cea care. Uh, Ce este, de fapt, supramentalul? Uh, de multe ori probabil s-au petrecut în viața fiecăruia sau ați auzit. Am avut o intuiție, am simțit să fac nu știu cum. Am intuit să acționez nu știu cum. Acea e, voce de care spuneai în emisiunea anterioară? Este uh, influența structurii supramentale. Deci noi avem un... Uh, Dumnezeu ne-a dat niște instrumente, da? De exemplu, uh, când vrem să facem mâncare, ne folosim de cuțit, fundul acela de lemn, eu știu ce altfel de instrumente. Sau când vrem să reparăm o mașină, avem nevoie de niște instrumente să reparăm mașina respectivă. Ei, când am venit în această lume, în această viață, Dumnezeu ne-a dat niște instrumente cu care noi să acționăm, să putem acționa în această lume. Dacă eu aș fi, de exemplu, o fantomă, da? Pentru nu poate să acționeze în lumea fizică, nu poate să mute nici măcar ca în asta. nu poate să uh, ajute un om, nu poate să construiască eu știu ce altceva. Nu are instrumentele de care au, au, noi avem nevoie în lumea aceasta. Ei, când avem această lume, Dumnezeu nu dat niște instrumente, care este corpul fizic și care, spre deosebire de o mașină care o schimbi când te pliți de ea sau are piese de schimb, acesta nu are piese de schimb, trebuie să avem mare grijă de el, pentru că altul nu mai primim. Cât suntem aici pe lumea asta, deci ne-a dat corpul fizic, ne-a dat structura energetică, ne-a dat structura mentală și ne-a dat structura supramentală. Structura supramentală o putem corela într-o anumită măsură cu așa-numitul Suflet. Adică acea structură superioară a noastră care se adresează, de fapt, proceselor complexe din conștiința noastră. Vă spuneam în emisiunea trecută că atunci când facem o meditație, putem să facem meditația ca un antrenament mental, de a ne antrena mintea să rămână liniștită și focalizată pe subiectul pe care l-am ales de meditație. Acesta este un tip de meditație, de antrenament. Dar, pe măsură ce noi reușim să ne menținem atenția focalizată pe un subiect, vom sesiza că începem să și simțim subiectul respectiv. Deci, cum vorbeam în emisiunea trecută, dacă vrem să medităm, să amplificăm în ființa noastră starea de iertare, vorbeam în emisiunea trecută, sau starea de iubire, că e mai ușor de vizualizat, ca să spunem așa. Uh, și atunci ce facem? Ne, pun în, ne, ne punem în meditație, in, dăm intenția, cum spuneam și în misiunea trecută, ce facem? Aducem intenția, exprimăm intenția de a trezi în Ființa noastră starea de iubire, cum? Rezonând cu aspectul uh, superior, infinit, cu atributul Dumnezeu, al iubirii Dumnezeu. Și atunci noi, prin rezonanță, vom atrage în Ființa noastră această iubire. Iubirea infinită a lui Dumnezeu. Facem antrenamentul mental de a ne menține atenția, deci emitem intenția noastră de a amplifica iubirea prin rezonanță cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. După care ne menținem atenția pe acest subiect al impregnării, aducerii iubirii în Ființa noastră și vom, cum zic, mintea o vom folosi ca un instrument de a fi atentă la acest lucru, acest subiect. Și nu permit, să nu permitem altor gânduri de alte naturi care nu au legătură cu aceasta. De a interfera pe această atenție. Când eu mențin atenția pe subiectul respectiv, atunci se realizează rezonanța cu aspectul respectiv. Energia urmează întotdeauna atenția. Asta este o lege fundamentală. Vă dau un mic secret acum, care de fapt nu este un secret scrie în toate cărțile de specialitate, ca să spunem așa. Energia pe care eu o am în ființa mea, pot să o direcționez prin intermediul atenției acolo unde îmi doresc. Dacă eu sunt atent la um, supărarea față de Costică, energia se va duce și va hrăni acest lucru, emoția respectivă, atitudinea mentală respectivă. Dacă eu sunt atent la starea de iubire față de copilul meu, energia mea se va duce în direcția respectivă. Și așa mai departe. Deci energia întotdeauna urmează atenția. De aceea, dacă eu mi-antrenez atenția să meditez către starea de iubire, să o amplific în ființa mea, energia pe care o am se va duce în, acea, în acea direcție. Să amplific iubirea din ființa mea. Și atunci, impregnând, în primul rând, cu această energie, ea va genera prin rezonanță aducerea energiei iubirii lui Dumnezeu în ființa mea. Cu cât eu sunt mai atent și direcționez energia din ființa mea pentru acest subiect, cu atât voi atrage mai mult. Dacă o fac două minute, voi atrage două minute. Dacă fac 10 minute, voi atrage 10 minute. Dacă fac jumătate de oră astăzi, jumătate de oră mâine, jumătate de oră pe mine, ea va începe să se acumuleze și de fiecare dată se numește legea acumului. Ceea ce am obținut astăzi se pune și mâine. Ceea ce am obținut mâine se pune și poi mâine. Și așa mai departe. Și mă voi trezi că fac o acțiune care va deveni din ce în ce mai ușoară și mai firească, dacă o fac, repet, atent, pentru că eu deja încep să acumulez acolo energie care prin rezonanță va chema și mai mult. Și ce se petrece? Voi începe să simt. La început poate puțin, după aia mai mult, pentru că atenția, cheamă energie, energia se impregnează în ființa mea și eu de fapt încep să simt. Și voi simți starea de iubire astăzi, mâine, sau mă rog, de când încep să fiu atent, poi mâine ea începe să crească și când mă gândesc la costică, deja eu mă gândesc cu această stare. Nu mă mai gândesc cu starea respectivă, pentru că atunci când se acumulează suficient de mult, din această stare de iubire, care de fapt este uh, starea de iubire a lui Dumnezeu, atributul lui Dumnezeu, atunci eu, când se acumulează suficient de mult, încep să modific programele biologice. Iată o modalitate cu care putem lucra atunci când nu putem să simțim uh, iubirea, iertare... Exact. Și toate aceste stări, când spre măi, mi-e imposibil să să simt asta, să că, simt cu sufletul meu da, asta. Da, că uite ce mi-a făcut Costică, nu pot să-l iubesc. Ei, deci totuși pot să-l iubesc pe Costică. Putem ajunge să-l iubim. Pentru că așa cum spuneam și în misiunea anterioară, există o cauză care determină un efect. Hai să facem efectul și vom determina noi cauza. Nu pot să-l iubesc pe, pe Costică. Vine să-l strâng de gât. E clar lucrul ăsta. Da? E, dar atunci ce fac? Încep să gândesc sau să-i dau un biscuite sau să-i dau o acadea sau să nu știu, să fac ceva. Să meditez pur și simplu, dacă nu vreau să fac ceva, că nici nu vreau să mă apropii de el, să fac ceva. Și atunci încep să meditez cu starea de iubire față de costică. Nu o simt. Dar încep, îmi duc atenția, atenția va duce energia, energia va chema starea de iubire care după aceea începe să se acumuleze în ființa mea. Și parcă încep să mai puțin, să și la un moment dat când începe să acumuleze suficient de mult, păi, costică mă. păi, hai mă dă un porum, cum se zice, hai să bem o bere, lasă o bere fracol. Uh, și eu ce fac de fapt atunci? Aducând această energie, eu modific programul care resentimentul care l-aveam de mânie, de exemplu, a început să-mi facă ficatul de două ori mai mare și eu, fie de frica bolii, fie pentru că simt și că nu e bine să-l urăsc pe costică, mă apuc să fac aceste meditații sau aceste rugăciuni sau aceste metode prin care să aduc în ființa mea acest atribut al iubirii lui Dumnezeu. Evident, dacă există voință și dorință în această direcție. Altfel, nu are cum să vină. Că dacă eu în continuare doresc să-l urăsc să, pe să costică... Vreau să vreau să-l iubesc pe costică, poate dintr-o rană... Vreșeala nu există. Poate dintr-o rană sau dintr-o teamă sau... Să nu vrei să-l iubesc pe costică. Nu, să vreau să iubesc acea persoană dintr-o altă... Poate dintr-o rană, nu știu. Sau dintr-o teamă de nu altceva. Poți, nu poți să iubești din teamă. Nu există. E ca și cum... Ai la baza ta ceva rău, teama întotdeauna este ceva rău. Din ceva rău să faci ceva bun. Mai cum? E ca și cum mai spune, Lucifer mi-a inspirat o stare de iubire Dumnezească. Nu există așa ceva. Sau invers, Dumnezeu m-a făcut să gândesc ceva rău despre nu știu care. Nu există asta niciodată în eternitate. Din ceva bun poate să iasă ceva bun, întotdeauna va inspira ceva bun. Nu poți cu ceva rău să construiești ceva bun. Deci nu poți dintr-o teamă să iubești pe cineva. Este total anormal, conform, contrar legilor lui Dumnezeu. Poți să iubești cu adevărat pe cineva doar din ceva bun. Ai menționat de foarte multe ori atribute ale lui Dumnezeu. Iubirea, iertarea. Ce alte atribute mai are Dumnezeu sau sunt specifice? Creatorului? Când ne gândim la Dumnezeu, fiecare din noi se gândește într-un mod în care, cei care se gândesc, într-un mod care este specific lui. Unul se gândește că Dumnezeu este iubire, altul că este dreptate, altul că este forță, altul că este putere, altul că este iertare, altul că este frumusețe, altul că este și așa mai departe. Ei, toate acestea sunt de fapt atribute a lui Dumnezeu. Pe care, la care noi ne raportăm în acel moment când ne gândim la El. Și dacă e să ne gândim la faptul că Dumnezeu este infinit, infinite sunt atributele Lui. Chiar se spune în anumite cărți speciale că nici îngerii nu cunosc toate atributele lui Dumnezeu, ci doar El. Wow! Deci nu există ceva bun, benefic, universal, valabil pe care Dumnezeu să nu le aibă. Dar din uh, experiența ta, din cunoașterea ta de până acum, uh, care sunt, uh, ce atribute a lui Dumnezeu ai descoperit în ființa ta? Iubirea, compasiunea, iertarea, frumusețea, bunătatea, binele, abnegația și așa mai departe în funcție de momentul specific sufletului prin care trece. Pentru că vorbeam mai devreme că există structura fizică, există structura emoțională, există structura mentală și există ceva care este deasupra minții. Și care, atunci când noi începem să medităm și să ne rugăm, la început o facem poate mecanic. Dacă avem o aspirație interioară, avem o dorință interioară, avem o stare interioară cu care pornim deja în meditație, aceasta ne va ajuta să menținem atenția cât mai mult asupra subiectului respectiv și astfel să ducem cât mai multă energie în direcția respectivă și să aducem, prin cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cât mai multă energie în, sistem, în, în ființa noastră. Dar sufletul sau această structură supramentală nu este un semn egal. Sufletul înseamnă și altceva, dar în special structura supramentală. Este cel care, de fapt, animă acea meditație. Este cel care, de fapt, structura supramentală este cea care impregnează, cum vă spuneam, cu energia respectivă dusă de către atenție, care va chema cu adevărat. Ea este cea care, supramental, este cel care cheamă cu adevărat principiul respectiv, atributul respectiv pe care noi, cu care noi medităm. Cu cât vom pune mai mult, cu cât trezirea noastră la nivel supramental este mai mare, cu atât ceea ce vine este mai intens și mai puternic. Plus că atunci când mintea ce face, întotdeauna lucrează pe asocieri. Atâta poate ea. Ăsta este instrumentul, că de aici a plecat în discuția, că Dumnezeu ne-a dat niște instrumente corpul fizic este un instrument. Să putem să creăm, să generăm, să vorbim, să... și așa mai departe. Al doilea, un alt instrument este mintea. Mintea care ce face? Vede, analizează, compară, ne susține în toate procesele. Noi n-am putea să facem ceea ce facem fără minte. Este un instrument. Marea problemă este că egoul care face parte din această structură mentală, sau mai bine zis, înglobează această structură mentală, și ea își abrogă, ca să spunem așa, rolul de conducător. Și atunci pune mintea ca instrument de conducere. Ceea ce este total fals, pentru că mintea nu poate să facă decât, nu merge decât prin corelații, prin analize, prin comparații. Ea nu poate să ia o decizie dincolo de acest context. Sau să simtă. Ea nu are cum să simte. Pentru ea, de exemplu, este absurd uh, să faci un lucru dezinteresat. Și așa poți să-ți blochezi mintea. Faci ceva la Poate care nu există nicio interes. Interesul apare din minte. Evident, mintea zice așa. Dacă faci ceva, trebuie să primești ceva. Nu există altfel. Dar Că inima? La inimă nu există așa ceva. Inima este, când treci deasupra minții, apare supra-mental, care este în natura inimii, într-o anumită măsură. Deci, când apare supramentalul, mintea ea funcționează în continuare, dar este liniștită, își vede de treaba ei, își, cum să zic, lucrează să mențină respirația, toate celelalte funcții și așa mai departe, nu ne deranjează. E ca atunci când când am intrat în starea supramentală, deci deasupra minții, ce se petrece ca și cum suntem la geam, privim mașinile care trec. Dar nu luăm niciuna în parcare. Le observăm. Și atunci apare un fenomen, dar asta prin practică, în care chiar începe să se rarefieze circulația. E ca și cum sunt din ce în ce mai puține mașini, nu prea fac zgomot, le vezi pe acolo, e treaba lor, se duc unde au treabă. În starea de martor prezent? Apare la nivel supramental. martor este cel care observă și care. Are această natură supramentală. În momentul respectiv, supramental, poți să alegi. Dacă ai nevoie, de exemplu, având starea supramentală, poți să alegi. Am nevoie de gândul cu tare pentru că el mă ajută să văd. trebuie să plec în altă țară. Și atunci am nevoie de gândul care să mă ajute cum să iau biletul, unde să fac rezervarea și. Dar este perfect controlat doar cât am nevoie. Când nu mai am nevoie, îl pun din nou în circulație să duce mai departe unde are nevoie. Iată că am ajuns deja la cum putem wow. folosi mintea în așa cum ne dorim noi să o stăpânim noi pe ea, dar din păcate suntem pe finalul emisiunii. Vom discuta în edițiile următoare, vom dezvolta aceste subiecte despre cum să punem acel gând și să-l ducem în direcția în care ne dorim noi. Iată, viața e plină de mistere, plină de magie, Dumnezeu este magic că Dumnezeu este uh, mister. Uh, tot ce avem noi de făcut în această viață este să, să căutăm, să-l căutăm, să descoperim cât mai mult din grația și din uh, splendoarea lui și împreună să ajungem pe culmi uh, mai înalte. Sper, cu uh, ajutorul Dumnezeu, să poate reușim să realizăm chiar și lucruri practice pe acel canal de YouTube. Da, uh așa îmi doresc și eu, poate și telespectatorii, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare cu o nouă ediție, să avem o seară binecuvântată, să rămânem cu această stare de iubire de Dumnezeu în sufletele noastre. O seară minunată, la revedere!